cum spun. Și aș vrea bine să vă spun că mă mândresc pe faptul că sunt născut și eu creșteni, ca și domnul Pâncu, domnul Budăru, domnul Covaciuc, mulți alții prezenți aici, care nu sunt astăzi prezenți. Fiecare în ziua de azi poate, așa e viața, că e impus să alerge după cururile materiale. Dar vreau să spun că, așa cum într-o familie, părinții își educă copiii în limba maternă, cu povești, cu istorii vechi, așa și o comunitate nu există și nu va avea viitor dacă nu-și cunoaște trecutul. Un popor nu are viitor dacă nu-și cunoaște trecutul. Și în orice muzeu aceste exponate, pe lângă prezența lor fizică, au și o prezență spirituală, fiindcă sunt obiecte care au o istorie bogată, care au văzut alți oameni, alte societăți. De aceea este importantă apariția Muzeului la Ocrășeni. L-am susținut pe domnul Bonăruc când a venit cu această idee. Va povesti mai bine, poate, cum a fost, cât a fost de greu să obținem această clădire, care, într-adevăr, avea toate șanse să fie vândută la un respectiv. Cât a fost de greu, dar bun început, că nu existau sponsori pentru muzeu. E bine că acest muzeu există astăzi. Desigur, ar trebui popularizat, poate ar fi bine să gândim și la prezența lui pe internet, să fie un muzeu virtual pe internet. Să vedem un proiect în acest sens, cum am putea să lucrăm asupra un asemenea proiect. În rest, vreau să vă doresc succes. Sper că printre elevii care astăzi sunt prezenți aici sau vor fi prezenți la altă universitate, vor fi și următorii directori și susținători ai muzeului. Școala de Ocrășeni educă mulți copii, mulți copii care își continuă studii, obțin studii superioare, inclusiv în domeniul istoriei. Vreau să termin cu ceea ce am început. Nu vom avea un viitor dacă nu vom cunoaște trecutul. Să tragem învățăminte din ceea ce am retrăit până acum, pentru a avea un viitor mai bun. Mersi mult! Mulțumim și eu!